Da, mulțumesc mult și eu aici. Da, hai să trecem, hai să trecem în fața lumii așa ca să ne vadă salutare și felicitări pentru prestația. Hai să dăm așa un cinci ăsta. Cum a fost? Cum te-ai simțit? Nimășcă vălnitilă, bineînțeles, nu Natonii concursuri, pentru că e și să îi пережivă, dar să ca trebuie. Hai să te întreb, nu știu dacă te-ai gândit la lucrul ăsta, dacă ajungi la Torino, unde mergi pentru prima dată? Să presupunem, ai aterizat, ești la Torino, ce vrei să vezi pentru prima dată? Во-первых, хочу увидеть сам Турин, <laughs> и я думаю, что там очень красиво, и это все, эта вся красота вдохновляет на то, чтобы совершать какие-то новые свои дальнейшие успехи. А тебе чья ледя пропонує мунта ще більша? Ти требуєш цього, тому що Турин, ось я ввела в зону монтоаса. А теперь по-русски. Da, caz... bine, o să o facem puțin mai târziu și o să-mi răspundă. Felicitări încă o dată pentru faptul că ai... pentru ce ai făcut în scenă, pentru prestația ta. Îți doresc mult succes în continuare. Mersi. Mult succes. Noi continuăm și mai avem încă o melodie pe care trebuie să le ascultăm, iar ulterior astăzi, la ora 19.00, aflăm cine va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2022.